Bucurați-vă, copii! Mulțumesc, Fânico! Haideți, fetelor, dați-l afară de aici, bunica se va speria! Hoardele acelea mongole sunt îngrozitoare. Brr. Discutam despre huni. Hunii, de asemenea îngrozitori. Care dintre noi își controlează focul, iar aerul de focul noi? Care dintre noi ce-și face drăși cu apa, pământul îți tremură. Haide! Mai bine fugi, că zici că o vezi cu forța. Aici venim mai tari, mâinile ca noi. Ne-a o contarita, de rău, de greu, pe pielea lor vor afla. De la inamic. Dormind în clasă. Ce ai de spus în apărarea ta? Că ar fi mai ușor fără toată acea învățare continuă. Asta să știi. Will, acest lucru este inacceptabil. Purtarea ta din ultimul timp a fost lipsită de control. Lipsită de control? Am moțăit pentru un minut. Nici măcar nu a fost un moțăit. Mai mult o pauză a ploapelor. Sunt pur și simplu obosită, bine? Am visat urât. Înțelegi? Uite, Heatherfield nu ne priește. Dar nu este vina ta. Eu am făcut mutarea noastră aici. Deci ne mutăm înapoi la Faden Hills, la sfârșitul trimestrului. Să nu exagerăm, Susan. Știu ce este mai bine pentru fica mea, profesore. Știi ceva? Sunt așa de interesată de tine că nici măcar nu-mi amintesc cum te cheamă. Kebab, cumva? Scuză-mă, ne cunoaștem de undeva? Amelia, Amelia! Caleb! Nu! Doar un vis. Hei, cămașa asta de noapte o să-mi intre la apă. N-am dormit până dimineață. Abia pot să-mi țin ochii deschiși. Scuze, am avut niște coșmaruri. Poftim? Și tu? Toate? Ar putea fi asta o coincidență? Oh, cui pasă de niște vise stupide? Fetelor, mama mea ne mută pe mine și pe Ana apoi la Faden Hills. Will? Ce se va întâmpla cu Witch? Nimic. Nu vom lăsa să se întâmple asta. Mama și-a depus deja cererea ei de transfer. Atunci eu o să spun că trebuie să o răpim. Noi am eliberat o prințesă. O bucată de hârtie va fi mai ușor decât asta. Fetelor, acesta este asistenta mamei mele, Amanda Boland. Oh, ce plăcere! Dar, Will, mama ta este plecată până la sfârșitul zilei. Adevărat?
Oh, sunt sigură că a vrut să ne întâlnim cu ea aici. Ea se întoarce. Bine, presupun că s-ar putea întoarce înapoi. Oh, îmi place să lucrez pentru mama ta. Am fi pierduți aici fără ea. Noroc că nu pleacă nicăieri atunci. Foarte bine, toată lumea. Trebuie să ne despărțim și să găsim ascunzători. Corect. Scuzați-mă, unde e toaleta, doamnelor? Este pe hol, dar... Mulțumesc! Așa este. Și eu trebuie să mă duc. Îți mulțumesc că mi-ai reamintit. Nu știu dacă ar trebui să circul singură? Amanda, eu fac un reportaj despre femeile puternice la locul de muncă. Îți pot lua un interviu? Adevărat? Mie? Puternică? Oh, absolut! Emani putere! Imposibil! E dezgustător aici înăuntru! De fapt, nu este loc! Vom face loc! Fii atentă la haine! Ce crezi că faci? Împarți spațiul cu o pungă murdară de aspirator! Ce persoană deprimată ține lucrurile astea? Bine, nu le mai teleporta, ne vor prinde din cauza ta. Ei, și? Ce-a fost asta? Domnul McGruder spune că este o problemă de direcție și decizie, dar eu cred că punctul cheie este îndemânarea de a lucra cu telefonul și agilitatea în fotocopiere. Oh, flerul personal! Îndemânarea de a lucra cu telefonul, agilitatea în fotocopiere și flerul personal. Nu mai pot suporta acest lucru! Trezește-te și miroase cafeaua! Cum s-a putut întâmpla? Chiar am să aduc un burete! Bine, du-te! Ascunde-te și stai ascunsă până când pleacă toată lumea. Domnișoară, ce cauți în toaletă pentru bărbați? Aceasta e toaleta pentru femei! Ei, nu e... Oh, Doamne! Scuzați-mă! Angajați stângaci, varsă și nu fac curat. Uite, un risc asupra sănătății. Ar trebui să-i reclam. Salut! Știi, cred că am încurcat zilele. Mă voi îndrepta spre casă. Dar prietenele tale? Au plecat deja. La revedere. Hei, interviul meu! Probleme? Mici accidente industriale. Dă-te la o parte! Ești atât de telechinetică, de ce nu mă miști tu? Ceea ce urmează este imparțiala mea alegere pentru coroana Miss Castravete, cea mai dulce murătură din borcan! Miss Irmalel! Imposibil! Eu nu mă duc pe scenă în această stupidă rochie de fată, este ca un coșmar! Cel puțin tu ești curată! Uite-te la mine! Mai bine nu te uita! Miss Irmalel! Hai, nu te mai purta ca și un copil! Ieși afară și ia-o ca pe un castravete! Una e gata, au mai rămas 100 de milioane. Asta e un coșmar sau ce? Poate că da, dar nu este coșmarul meu. La muncă, visurile nu aduc bani prin ele însele. Trezește-te!
Oprește-te! La tablă, imediat! Stați! Dumneavoastră predați istoria! Rezolvă ecuația! Nu pot! Numerele... Aceasta e o zi foarte neagră pentru media ta, Miss Croc. Și pentru respectul tău. Au, 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 au! Domnule Collins, ajutați-mă! Trebuie doar să solicit singură. Acesta este chiar un vis, doar un vis, un vis, un vis. Nu poți rezolva ecuația dacă o gardiană încetează să existe în acest vis. Ea nu se mai trezește niciodată. Miss Lair, spune-ne scopurile tale, speranțele, visurile și dacă în ele este inclus și subsemnatul. Martin, speranțe, visuri și tu nu aparțin aceleiași propoziții. Ce se întâmplă aici? Scopul meu este să creez o lume mai bună, fără gardiene. Wow! Cine ar fi crezut că îmi va lipsi sunetul vocii tale? Hei! Poți avea rochia, dar nu atât timp cât sunt eu în ea! Nu există nicăieri unde să te ascunzi în vise. Niciun loc în care să nu te putem găsi. Știam eu că nu mi-a lipsit vocea asta. Dacă muzica aia ciudată nu înseamnă ceva. Ce trebuie să facă o fată ca să fie servită aici? Din seară este bufet. Mănânci cât pot și totul face parte din meniu. Delicios, delicios, delicios. Bunico! Au, genunchii mei! Mă trezesc acum. Chiar acum. Will? Cornelia? Mă poate auzi cineva? Trezește-te! Încearcă să te miști. Mișcă-mă tu. Acestea nu sunt vise normale. Crezi? Ascultați, Amanda a spus că cererile de transfer merg direct la șeful mare, domnul McGruder. Deci voi patru, mergeți să o căutați. Ai găsit ceva mai bun de făcut? Da, cercetări. Fata aceasta este obsedată de temele pentru acasă. Ah, nu o să crezi ce zi am avut. Accidente, vărsări, toaleta greșită. E greu să fii șef, mămică. Oh, nu, nu mai am încă hârtii de semnat, scrisori, solicitări, cereri de transfer. Bine, multe. Trebuie să-l scoatem de acolo. Mulțumesc, mămico, te iubesc, pa. Ce mai acum? Foarte bine, de data asta știu că e cineva aici. Mulțumesc, Max. Cu plăcere, popoșă. Zgârcitul acela de McGruder mereu îmi reduce bugetul de reparații. Acum trebuie să plătească pentru toner suplimentar, cel puțin. Misiune îndeplinită. Acest mesaj se autodistruge în una, două. Adio, Fadenhill.
Deci cum e cu cercetarea? Cineva ne invadează visele în mod fizic, folosind temerile noastre cele mai adânci pentru a evoca imagini vis ale inamicilor noștri. Dar acest invadator nu este de fapt în visele noastre? Nu cred. Poate că este propria mea forță psihică, dar într-un fel simt că invadatorul ne sună de la distanță mare. Aduceți-mi aminte să-mi închid telefonul mobil. În acest fel, el sau ea nu sunt în niciun pericol. Dar noi suntem? Oh, da. Mințile noastre sunt întoarse contra noastră, folosind noua noastră forță psihică pentru a scoate în evidență efectele visului. Din această cauză mă doare încă gâtul. Și pe mine genunchii. Fetelor, aceasta este o forță de care m-aș lipsi. Stai, spuneai dacă că dacă băieții răi câștigă în acest vis, ei câștigă cu adevărat. Noi nu ne vom mai trezi niciodată. Trebuie să existe o cale să învingem acest lucru. Ăsta e lucru pe care îl studiam eu. Visarea lucidă. Teoria spune că dacă știm că suntem adormite, putem controla visul nostru și ne putem ajuta una pe cealaltă. Mă îndoiesc. Cornelia, tu și Irma ați dormit în aceeași cameră și ați avut același vis. Will și Haylin de asemenea. Deci dacă dormim toate în același loc, putem lupta împreună contra inamicului nostru psihic. Îți dai seama ce sugerezi, nu-i așa? O petrecere de somn? Ce-ți stă pe limbă să spui? Ăsta este felul de comportament despre care am vorbit, Will. Nu ai cerut permisiunea și nici măcar nu pari a regreta. Îmi pare rău. Eu doar... Toată lumea a fost așa de dezorientată de mutarea noastră încât am vrut să stea peste noapte. Și suntem deja în pijamale. Oh, părinții voștri știu? Atunci stingeți lumina. Vom discuta consecințele mâine dimineață. Gata? Lăsați-vă pur și simplu în voie. Hei, este din nou melodia aia. Mie îmi sună ca Saint Pete. Unde se duce Saint Pete? Nu cred că vrem să știm. Will, folosește acum inima, înainte de a fi prea târziu. Gardiană? Amintește-ți, acesta este visul nostru, ia comanda! Uniți-vă! Aer! Apă! Pământ! Foc! Fulger! Bine, visul lucid a început! Ah, vise plăcute! Ah, bine, ar fi și mai plăcute dacă băieții ăștia ar sta jos! Trebuie să ieșim de aici! Gândim precum gardienele! Și de ce este rău? Pentru că suntem doar un vis! De ce să fim limitate de forțele noastre de trezire când noi nu suntem decât născocii ale propriei noastre imaginații? Asta îmi place! Cornelia, ce aștepți? Aplauze! Mersi! Cred că asta este. Cavalerii trebuie să fi fost invadatorii noștri psihici. Nu cred. Melodia aceea din visul meu încă se mai aude. Sigur! Noi nu auzim nimic, Haylin. Bine, poate că pot să vă fac să o vedeți. Nu dați nicio atenție invadatorilor psihici din spatele perdelei? Râsul acela ciudat din nou. Cine este ea? Invadatoarea noastră. Dar nu am mai văzut-o înainte. Privește. Era în umbră, făcându-ne să dansăm după muzica ei ca pe niște marionete. Nu știu ce simțiți voi, fetelor, dar spectacolele cu păpuși m-au plictisit întotdeauna. Oh! Au reușit! Au vins! Oricine o fi fost,
Și cine a fost? Cea care trage sforile. Pun pariu că este în spatele tuturor necazurilor din Meridian din ultimul timp, inclusiv cavalerii răzbunării. Dar după această explozie de reacție psihică, se va gândi de două ori înainte de a pătrunde în capetele noastre din nou. Fetelor, trebuia să adormiți. Să nu mă mai țineți pe mine trează. Îmi pare rău, mama. Doamnă Vandom? Putem discuta ceva cu dumneavoastră despre faptul că doriți să o luați pe Uri înapoi la Faden Hills? Tarani, aceasta este o problemă de familie. Dar și noi suntem familia lui Win. Așa este. Toate. E adevărat, mama. Simt că fac parte din ceva aici, ceva mai mare decât mine. Pur și simplu. Ce-ar fi dacă am promite să o ajutăm pe Win? Voi avea grijă de ea după școală. Eu voi avea grijă să-și facă somnul de frumusețe. Vreau să spun, dacă muncim toate împreună, îmi da încă o șansă Heatherfield-ului. Mama, să fugim la fede nu este răspunsul. Vreau să spun, nu locul contează, ci oamenii. Iar oamenii sunt chiar aici. Când ai devenit atât de elocventă? Acest lucru înseamnă că putem rămâne? Îți mulțumesc mult! Desigur, am înaintat deja acea cerere de transfer. Poate că nu ar fi o problemă. Nu va fi. Îmi voi suna luni șeful să-i spun să nu o ia în seamă. Bine, fetelor, înapoi în pat. Bine, deci noi am vrăjit transferul degeaba? Cred că rezultatul este cel care contează. Da, și mulțumesc, fetelor. Treze sau adormite, voi sunteți cele mai bune.